Stau, fraților, și mă gândesc, Doamne, câte lucruri bune sunt în Europa și nici de unul dintre însele nu le-a trezit interesul. Nu lansează inițiative de îmbunătățire în sfera servirii sociale, bunăoară, de îmbunătățirea atmosferii în casele de copii, în casele bătrânilor și altele. Dar iată, îmbunătățirea așa zisă a Bisericii lui Hristos, iată, aceasta le-a trezit mare interes. De parcă asta tocmai ar fi treaba lor. Zic iarăși, să fie știut de tot, de toți, biserica este condusă de capul ei, Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Îmi asum răspunderea, fraților, întărind sus și tare că toate aceste rătăciri sunt urzite de cei din umbră, în spatele cărora stă vrăjmașul mântuirii sufletului omenesc, căci el unul singur are de câștigat de pe urma dezbinului bisericesc. Iar cei care au îmbrățișat aceste idei și cei care îi încurajează pe cei care le făptuiesc, sunt nu numai cei care și-au asumat mare păcat, fie conștient sau inconștient, acum asta este altă treabă. Ei sunt mai răi decât cei care l-au țintuit pe Hristos pe cruce, pentru că, se știe, tâlharii care l-au răstignit pe Hristos nu s-au încumetat să-i rupă hitonul, cămașa Mântuitorului. Dar aceștia se încumete să-i sfâșie biserica lui, să o dezbine, și în felul acesta, făcând pe placul celui viclean.